clipe. Domnule Hidek, haideți să o luăm metodic pentru a înțelege ce s-a întâmplat astăzi. În primul rând, dumneavoastră ați dat azi câteva date extrem de importante despre acest cetățean chinez, acest domn Wang, care el, așa cum am spus și o să arăt în această seară, apare într-un dosar al DICOT-ului cu niște fapte extrem de grave. El a fost expulzat din România, spunându-se că este o vulnerabilitate la siguranța națională, pe vremea când generalul Coldea conducea din punct de vedere militar Serviciul Român de Informații, și apoi îl găsim în proximitatea generalului Coldea. Ce ne puteți spune despre acest cetățean chinez Wang sau, mă rog, Ioan Alexandru, cum și-a luat și un nume românesc? El este cel care v-a dus la Coldea? Da. Ne puteți povesti, vă rog? Deci, undeva în vara anului 2023, anul trecut, am avut mai multe întâlniri cu domnul Alexandru, eu îi spun Ian, prietenii apropiați îi spuneau și îi spun Ian. Aveam câteva discuții să facem o fabrică de panouri solare. Însu avea un contact foarte interesant cu o fabrică foarte mare din China, pe care vroia să o aducă în România. Și la câteva întâlniri era foarte, părea foarte preocupat de situația mea, pentru că mă vedea foarte supărat, că sunt foarte îngrijorat de situația companiei mele, că îi spuneam că mi s-au făcut foarte multe nedreptăți, că nu este corect ceea ce se întâmplă cu mine în justiție. Și la un moment dat m-a chemat de mai multe ori la dânsul la birou, undeva în Piața Romană, și mi-a spus că să gândește cumva să vorbească cu cineva, pentru că eu nu merit acest lucru, că este o făcătură acest dosar și că compania asta, nimeni nu merită acest lucru. După care mi-a spus că încearcă să ia legătura cu persoana respectivă. Nu v-a spus cine este inițial? Inițial nu. După care, la un interval de cam de o lună așa, mi-a zis să știi că m-am întâlnit de două sau de trei ori cu persoana de care ți-am zis, care cred eu că ar putea să te ajute în problema ta în justiție, și o să fac cât mai repede posibil să ai o întâlnire cu dânsul, să te cunoască și să aveți un prim contact. Lucru care s-a întâmplat undeva pe 29 iulie, când aveam un mustafir foarte important din Emiratele Arabe Unite. Eram la o terasă la masă, împreună cu domnul Ian și cu câțiva prieteni, și la un moment dat a apărut domnul Coldea, a intrat în restaurant. Dar nu v-a spus că vă veți întâlni cu domnul general Coldea? În momentul ăla nu. N-am știut că va veni domnul Coldea. A venit, a avut o discuție cu prietenul meu în restaurant, într-o zonă privată, moment în care i-a și înmânat o carte de vizită prietenului meu. După care, în momentul în care au terminat discuția, eu eram afară pe terasă, era vară, era cald, și a zis, mi-a făcut semn să vin și eu la ieșirea din restaurant. Am ieșit afară în fața restaurantului, am stat aproximativ 3 minute de vorbă cu domnul Coldea. Mi-a spus din start că știe despre ce e vorba, cunoaște în detaliu dosarul meu, știe care sunt problemele mele în justiție legate de dosarul EPO, și că așa un pic răzând mi-a zis, zice, foarte mulți oameni mi-au vorbit de tine foarte frumos și m-au rugat să te ajut. După care ne-am luat la revedere și a plecat. La câteva Când zile... Când a avut loc această întâlnire încă o dată? 29 iulie.
2023. Și 9 iulie 2023, în fața unui restaurant, în probabil... zona de nord, e o terasă cu o piscină. Ok. Bun. Și, practic, prietenul dumneavoastră, aș vrea să revenim la imaginea de mai devreme, să ne confirmați acest domn chinez, Wang Yan, cum îi spuneți dumneavoastră. Acesta este, da? Da. Bun. El v-a explicat vreodată în ce fel a ajuns în proximitatea generalului Coldea? Știți despre faptul că a fost expulzat și s-a retras cetățenia pentru că ar fi o vulnerabilitate la adresa statului român? Nu, nu am știut problemele dânsului. Mi-a povestit la un moment dat ceva că a avut niște probleme în momentul în care a construit complexul Chinatown. În momentul ăla am înțeles că a intrat într-o coliziune foarte serioasă cu niște politicieni și niște oameni de afaceri care ulterior am înțeles de la dânsul că i-ar fi luat afacerea și din acest motiv a spus că i s-au găsit tot felul de probleme, spun ceva de genul, s-a vindat un dosar și în momentul în care a plecat în China nu a putut să se mai întoarcă pentru că i s-a anulat pașaportul. Într-adevăr, cumva, la un moment dat am înțeles că era foarte frustrat și era foarte, foarte deranjat pentru că investise foarte mulți bani în acest complex Chinatown și aproape în permanență povestea această întâmplare tuturor oamenilor cu care ne întâlneam. Și spunea, uite, cu tare și cu tare mi-au făcut și mi-au dres și m-au lăsat fără afacere. Eu cred că și el cumva este o victimă a sistemului, pentru că ulterior s-a înțeles cu ei, pentru că altfel nu văd cum a ajuns dintr-o dată să fie destul de des în preajma domnului Coldea. Nu v-am spus cum a intrat în contact cu generalul Coldea și cum a ajuns să fie prieten, adică totuși înțelegem că exista o relație, iar audierea de ieri de la DNA vorbește tocmai despre acest gen de relații care nu erau doar relații sociale, ci pare că era ceva mult mai mult acolo între chinez și Coldea. Am înțeles la un moment dat când discutam despre problema asta de a aduce această mare companie din China în România să producă panouri solare pentru Europa, că domnul Coldea i-ar fi propus să cumpere un teren la Ploiești și mi-a spus că ar avea nevoie de 2 milioane de euro să financeze acest proiect pentru că așa l-a rugat dânsul. Și m-a întrebat și mi-a solicitat ajutorul în acest sens pentru că cumva era un fel de obligație, din ce am înțeles eu de la domnul Ian, iar în momentul în care la mine în birou ultima dată a venit și i-am spus că eu am toți banii blocați în Emirate, tot din cauza prietenului lui, domnului Coldea, pentru că nu pot să plec în țară. Deja eu eram în contract cu ei în momentul ăla, deci semnasem cu domnul avocat Trăilă pe filiera domnului Coldea și domnului Dumbravă. Mi-a spus că nu s-a așteptat să nu-l ajut și din acel moment s-a supărat și nu l-a mai văzut, undeva din toamna anului trecut. Deci nu mai știu nimic de dânsul de atunci. Bun. Datele pe care noi le avem, va interveni în această seară și Oana Zamfir, care a anchetat acest caz. Deci în 1999, Wang Yan și-a obținut cetățenia română sub numele de Alexandru Ioan. În 2005, deci cetățenia în 1999, numele lui apare în dosarul Shanghai de trafic de minore.
da? Ceva extrem de grav. O să vedem acest caz într-o anchetă foarte importantă. În 2011, Wang Yang participă alături de Emil Bog la inaugurarea Chinatown din Afumați. Câteva zile mai târziu, acolo se făceau razii pentru evaziune fiscală. În 2012, SRI îl declară pe chinez pericol pentru siguranța națională, avea legătură cu grupări teroriste. Atenție, cu grupări teroriste. Și există articolul 25 din legea cetățeniei, iar motivarea SRI în cazul chinezului a fost, citez, persoana este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit sub orice formă, ori a săvârșit alte fapte care pun în pericol siguranța națională. Bun, aceste afirmații sunt unele extrem de grave, da? Deci persoana este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit sub orice formă, ori a săvârșit alte fapte care pun în pericol siguranța națională. 2013. Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie a dispus retragerea cetățeniei chinezului. La acel moment, Wang Yang dezvăluia judecătorilor care are funcții importante în China. Sunt vicepreședinte cu statut de membru permanent al Ministerului Chinez al Afacerilor Externe. În perioada 2008-2012 a fost consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Ilfov. 2013. Afacerul chinez implicat într-un dosar de spionaj și corupție. Spionaj și corupție. Magistrații și politicienii care se pregăteau să pună mâna pe DNA și parchetul general ar fi dat informații rețelei de spion coordonate de afaceristul chinez. Da? Lucruri extrem de grave. Avem, desigur, un document din dosarul de spionaj, nota SRI citată în rechizitoriul DNA din 2013, prejudicierea gravă a bugetului de stat prin influență în favoarea unui cetățean chinez, membru al unei grupări de criminalitate organizată transfrontalieră. Și aici apar mai multe elemente. Perpetuarea și amplificarea acțiunilor coruptive la nivelul administrației locale, concomitent cu lezarea capacității instituțiilor autohtone din domeniu de a angaja și utiliza transparent și în conformitate cu scopurile propuse, alocațiile financiare comunitare, nerambursabile, prejudicierea gravă a bugetului de stat și al comunității europene și prin acțiuni de influențare exercitate asupra decizionalilor unor instituții publice în favoarea unui cetățean român de origine chineză. Vedeți dumneavoastră, aici sunt o serie întreagă de elemente din acel dosar la care facem referire. De asemenea, acest dosar apare termenul sau sintagma de înțelegeri de tip mafiot, inculpații beneficiind de sprijinul persoane din mediul politic nu s-au sfiit să recurgă la mijloace specifice, mai degrabă înțelegere de tip mafiot decât unui sistem fundamentat pe lege pentru a-și croi drum spre funcțiile pe care le vizau, descriu procurorii în rechizitoriu, este nota SRI folosită de DNA în rechizitorul acesta. 2016, doamnelor și domnilor, Wang Yang a început discuțiile cu guvernul condus de Dacian Cioloș pentru cumpărarea companiei Cuprumin. Ceva, e o fractură majoră, nu? E o fractură nu doar de logic, e o fractură de înțelegere, adică ori este spion, ori este finanțează sau are legătură cu grupări teroriste, ori pune în pericol siguranța națională, oricum ajunge să discute cu guvernul condus de Dacian Cioloș pentru cumpărarea companiei Cuprumin. Pentru astfel de situații, e limpede că se cereau niște informații despre el. Ianuarie 2016, SRI a verificat birourile companiei de stat Cuprumin după ce câțiva angajați s-au descoperit în pereți firele de la o instalație de ascultare. Presa scrie că ar putea fi vorba de spionaj, compania făcând obiectul mai multor încercări eșuate de privatizare. 2017. Chinezul Wang Yang participă la discuțiile de la Cuprumin, fiind recomandat de ambasada Chinei și cu aprobarea de la Ministerul Economiei. 2017. Chinezul a semnat în nume firmei contractul de cumpărare a Cuprumin, o companie de stat cu rezerve de 1 miliard de tone de cupru. O să vedem în scurtă vreme o anchetă a Oanei Zamfir de cei de fiori lui Coldea implicarea chinezului în privatizarea Cuprumin. Pentru că acolo șef era vărul lui Coldea. Foarte important, da? Vărul lui Coldea. Acum, o să vedem, doamnelor și domnilor, și implicațiile în ceea ce poate să fie cel mai oribil în această viață, și anume traficul minore în care este implicat chinezul.
Eu citesc toate lucrurile astea pentru că este stupefiant, da? Deci DNA-ul îl audiază pe acest chinez pentru relațiile nelegale. Acum nu avem foarte multe detalii din audiere cu generalul Coldea. El este cel care vă duce pe dumneavoastră la generalul Coldea, iar practic el participă, când ați auzit acea discuție afară în care se vorbea despre dosarul dumneavoastră și Coldea a spus că știe dosarul dumneavoastră, el era de față, el știa că vorbiți despre o intervenție în justiție? Da, categoric, pentru că momentul în care mi-a dat de înțeles că domnul Coldea poate să mă ajute, nu puteam să mă gândesc la altceva, pentru că la ce m-ar fi putut ajuta. Era o situație disperată, aveam deja un an și 6 luni de control judiciar nejustificat, eu nu înțelegeam de ce îmi distrugeau viața în halul ăsta, de ce nu puteam să mai continui afacerile. Construisem 4 companii foarte mari în Emirate, aveam contracte foarte mari, iar dacă nu poți să intri în 6 luni în acea țară, nu mai ai cum să continui activitatea și ți se închid toate firmele și toate conturile. Așa e legislația acolo. Vedeam pe zi ce trece cum toată munca mea se năruiește și el știind că eu am foarte mulți bani acolo, cumva mai mult sau mai puțin a căutat această prietenie cumva mai mult formală, interesată, da? Pentru că, v-am spus, la un moment dat mi-a solicitat să investim 2 milioane de euro într-un proiect pe care domnul Coldea vroia să-l finanțeze sau să ajute pe cineva, o doamnă din Ploiești. Se înțelege că relațiile dintre chinez și domnul general Coldea erau foarte, foarte apropiate, nu? Da, pentru că... Dar nu l-ați întrebat niciodată, după ce vi l-a dus pe Coldea, nu l-ați întrebat Ian, sau cum îi spuneați dumneavoastră, cum de a ajuns să iasă de relație atât de apropiată cu generalul Coldea? Din ce am observat așa în ultimii 2 ani de când îl cunosc, domnul Ian avea relații destul de importante, nu numai cu domnul Coldea. Deci era o persoană destul de bine conectată la mediul politic, la mediul oamenilor de afaceri, adică... E ceva totuși care... Adică cineva cu acest trecut îi se retrage cetățenia pentru relații cu organizații teroriste, dosar la DICOD de trafic de minore, lucruri de o gravitate extremă. Să ajungi în relațiile astea cu Coldea era totuși surprinzător, nu? Pentru cine nu știa, noi știam, noi am văzut pe pielea noastră ce înseamnă, dar pentru cine nu știa, avea impresia că generalul Coldea, nu, el a coordonat campania anticorupție, iar el era frate cu un personaj din lumea asta de criminalitate organizată? Acum, eu nu pot să fac decât o presupunere. Cumva Coldea a rezolvat și lui dosarele? Categoric da. Repet întrebarea și vă rog să repetați răspunsul ca să fiu clar. Eu sunt convins că da. El a rezolvat dosarele lui de spionaj, de criminalitate organizată, de trafic de minore, de legături cu organizații teroriste. Coldea a rezolvat chinezului aceste dosare? Păi cine l-a adus pe domnul Ian înapoi din China în momentul în care România i-a anulat pașaportul? Wow! Vreau să vă spun ceva important. Ce am înțeles din discuțiile pe care le mai avea cu diverse persoane, vă aduceți aminte că acum ceva vreme se spunea că existau niște schimburi de bani între niște grupuri de chinezi care veneau și îi duceau către CryptoData cu sacoșa. Acei bani, din ce am văzut și eu, nu știu, că n-am informația asta, am văzut la televizor și eu la colegii noastre de presă, că aceste sacoșe proveneau din zona celor care aveau angrouri în Chinatown sau în... Pentru că, din ce am înțeles, domnul Ian mai avea câteva magazine, rămăsese cu câteva spații în acel complex de angrouri.